Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este directorul demis al combinatului Franzeluța, domnul Victor Matkov. Domnule director, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, bună seara, dumneavoastră și la toată lumea. Domnul director, trebuie să facem precizarea înainte de a începe emisiunea. Cu ce ocazie facem noi, în general, emisiunea cu șeful de la Franzeluța? De vreo jumătate de an încoace, în cadrul combinatului au loc anumite probleme pe care în mare parte nimeni nu le înțelege ce se întâmplă, ba vă demit, ba nu vă demit, proteste. Ori combinatul Franzeluța este un combinat prea important pentru țară ca să-l trecem cu vederea, tocmai de asta am decis să facem această emisiune. Așa, domn director, spuneți-ne, vă rog frumos, dar pentru cine ați votat dumneavoastră la anticipatele din 2021 și pentru cine ați votat la prezidențiale din 2020? Partidul Bază. Și într-un caz și în altul? Da. Clar. Înțeleg. Și noi. Așadar, dumneavoastră, odată cu venirea vremurilor bune, în anul 2021, mai exact în luna octombrie, ați devenit director al combinatului Franzeluța. Director general interimar. Director general interimar. Până atunci, spuneți-ne ce făceați dumneavoastră, că știm că munceați tot în cadrul companiei Franzeluța, da? Exact. Din 2020 sunt angajat la, mă iertați, din anul 2000 sunt angajat la Societatea pe acțiuni Franzeluța. Am trecut toate treptele, începând de la secția marketing, vânzări, achiziții, director de fabrică de paste făinoase. În 2021, pe data de 25 octombrie, sunt în funcție de director general interimar. Am exercit mandatul deja de 13 luni până la eventualul concurs care a avut loc pe data de 15 noiembrie și am aflat că concursul nu l-am câștigat după punctaj și mi-au confirmat acest lucru de la Agenția Proprietății Publice la ziua de ieri. Acum și intrăm noi în detalii. Ia povestiți-ne dumneavoastră despre aceste câteva luni cât ați fost director interimar. Ce, cum ați preluat compania, ce avea compania, ce n-avea, ce ați făcut dumneavoastră pentru companie, dacă ați făcut. Și eu nu mă refer dacă ați cumpărat fotolii pentru angajați. Eu mă refer la venituri serioase sau din contră ați dus-o aproape spre faliment și de asta ați pierdut concursul. Ce ați găsit și ce avem la ora actuală? Deci am preluat întreprindere cu minus. Am activat două luni, în 2021, registrările noastre la sfârșit de an au fost de minus 12 milioane jumate de lei. Înțelegând că în noiembrie deja 2021 s-au majorat tarifele la gaze de la 4,80 la 8, apoi mai târziu la 12, noi am început a genera pierderi colosale. De aia, în luna ianuarie, ne-am adresat la Consiliu, am avut trei ședințe cu Consiliu, am dat toate cifrele noastre de afaceri și am convins că suntem într-o situație gravă și trebuie ceva să schimbăm. Să ridicăm prețurile. Am făcut acest lucru, dar ne-a rugat, cu excepția pâinii, am zis că mergem cu ridicarea prețurilor la toate produsele. Altfel nu avem șansă. Fiindcă ponderea cea mare este aparținerea pâinii. Consiliul a luat act de informare, nici mai mult, nici mai puțin, și responsabilitatea a pus-o pe umerii executivului. O precizare. Ce înseamnă Consiliul? Consiliul de directori ai Franzeluța, Consiliul, da? De administrare. Așa. Bun. Executivul sunteți dumneavoastră. Da. Așa. Venim cu un proiect de prețuri la care ridicăm toate prețurile la produse de panificație și cofetării. Ni s-a reușit. Ni s-a reușit abia în 2 februarie, în 3 februarie, noi deja am ridicat toate prețurile. Ca exemplu, pentru luna ianuarie, societatea a generat pierderi estimativ de vreo 3 milioane. Prețurile vechi.
cu tariful de 4,80 pe atunci. Deja noi în ianuarie am avut un tarif de 8,65 lei. Vorbesc la tarif la gaze, da, fără TVA. Această acțiune care am făcut-o a fost una corectă și noi în luna februarie deja am diminuat pierderile. Și minusul nostru deja s-a soldat cu minus 543.000 de lei. Deci acțiunile sunt corecte. Totodată, înțelegând că avem o problemă pe intern la personalul nostru, noi am fost nevoiți să ridicăm și salariile muncitorilor cu 13,7%. Fiindcă avem o ruptură, un decalaj foarte mare, lipsă de personal, și atunci, ca să mențin muncitorii la locul de muncă, am făcut acest lucru. Ca exemplu, să vă zic, deci pe atunci botanica, pâinea botanica, care este una cea mai populară și are de preț, cu prețul de 4,50 lei de bani la raft, noi am ridicat la prețul de 6,20. Să nu făcut această acțiune, întreprinderea o vezi să genereze pierderi circa de 79 de milioane la sfârșit de an, cu nou tarif la gaze. Din păcate, sau din fericire, mai bine zis, din fericirea noastră, ni s-a reușit, am diminuat aceste pierderi și vreau să vă zic că deja în luna martie, întreprinderea generează profit circa de 716.000 lei. Dar m-ați întrebat de problemele care m-am ciocnit la prima vedere. Era probleme de logistică. Deci acolo s-a monopolizat serviciul de transport. Prestări servicii de transport de două companii. Am avut întrebări de lipsă de materie primă. Mă refer la făină de grâu. Când am preluat întreprinderea în octombrie 2021, stocuri de făină zero. De obicei, așa o întreprindere strategică care necesită 1500 de tone de făină de grâu în asortiment, mă refer la calitatea superioară, 1 și 2, pe lună, are nevoie de o cantitate mare de făină. Și atunci când intri în perioada de iarnă, unde sunt calamități, înghețuri, bineînțeles că trebuie să ai careva rezerve. Rezervele pe zero. Din întrebări care, făcând deci, o analiză SWOT a întreprinderilor în primele luni de activitate, am mai depistat că avem șletici pe rol, cu ap canal, în sumă de 3.600.000. Deci, cercetând acest caz, depistez că întreprinderea istoric din 2019 nu achită facturile la canal. Din 3.600.000, 1.000.000 este penalitate. Imediat am ieșit la negocieri cu canal, am convenit să scoate penalitatea de 1.000.000 și noi ne obligăm să plătim facturile istorice. Uh-huh. Deci litigiul a fost scos. Mai avem pe atunci, cum am zis, salarii mici angajaților, angajații plecau, prețuri mari la materie primă, lipsă de personal. Servicii problematice în IT, fiindcă avem un server foarte, foarte vechi și era pericolul să suspendăm activitatea noastră în orice timp. Deci, probleme în IT. Domnul director, o mică precizare. Vreau să spuneți că datorită faptului că s-a scumpit pâinea și toate produsele pe care le produceți,
Ați reușit să salvați întreprinderea de la faliment. Dar totul s-a făcut pe seama cetățenilor. Căci ei cumpără de acum încolo sau din februarie mai scump tot ceea ce produceți dumneavoastră. De alte soluții pentru a rezolva problemele financiare ale întreprinderii erau sau nu? Eu sunt de acord că totul s-a scumpit după ce s-a scumpit gazul. Dar la Franzeluța, altă soluție decât asta a existat sau nu? Până a ridica prețurile la pâini, noi ne-am adresat la actuala guvernare și am rugat să fim susținuți, să ne aloce 10.000 de tone de grâu din rezerva de stat cu titlul gratis și nerambursabil. 10.000 de tone de grâu, deci undeva 7.500 de tone de făină. Împărțiți la 1.500 de tone și o să vedeți că asta e activitatea noastră de 5 luni de zile. Era suficient acest suport, dar înțelegând că având un răspuns evaziv din partea guvernării, bineînțeles că am înțeles că noi trebuie să rezolvăm această problemă singuri. Ne-am adresat cu această scrisoare, ne-am mijlocit la Cancelarea de Stat, la doamna prim-ministru. Mă rog, răspuns a venit de la Ministerul Agriculturii, fiindcă destinația acestui grâu sau acestei rezerve este pentru alte situații, zic, mult mai importante și nu poate, cred eu, guvernul favoriza Franzeluța, fiindcă aici între legea antimonopol. Noi lucrul ăsta am înțeles și am zis că mergem atunci pe ridicarea prețului la pâine. Nu s-a reușit. Totodată vreau să vă zic că acțiunile noastre au fost corecte, dar ni s-a reușit pe o perioadă scurtă de timp, fiindcă, după cum cunoașteți, în lanț s-au ridicat în continuu prețul, tarifele la gaze și la energie electrică și de aici începe cel mai interesant. Când întreprinderea, încetul cu încetul, iar începe să genereze profit. Deși următoarele noastre acțiuni la acest capitol... Profit sau pierderi? Pierderi, mă uitați, da, pierderi. Deci, din luna din luna mai, întreprinderea deja registrează pierderi, dar totodată vreau să zic că tariful la energie electrică în luna aprilie se ridică de la 1,25 la 1,86 la energie electrică. Noi deja avem tarif înregistrat la resursele energetice, la gaze naturale, tariful de 12 lei 45 de bani la metru cub și întreprinderea, societatea pe acțiuni, managementul, întreprinde măsuri de anticriză. Pierderile din luna octombrie, azi suntem în noiembrie, din octombrie, care au fost pentru Franzeluța? Sunt pierderi mari, dar nu este o situație critică la moment. Așa. Iată dumneavoastră spuneați că a început și a venit luna aprilie anul 2022. Așa. Primul scandal la Franzeluța. Vine nu știu cine la Cancelarea de Stat să-l prezinte, cer scuze, nu știu pe cine, în calitate de nou director al combinatului Franzeluța. Presa a dat câteva 2-3 zile, dar la noi presa se plictisește repede și după care n-a mai dat. Ce a fost, ce s-a întâmplat, cum s-a încheiat istoria din aprilie? Deci, în joia Paștelui vine doamna Sava la combinat. De cine e doamna Sava? Doamna Sava este vice-director general de Agenție Proprietății Publice. Și, din spusele ei, vine să mă felicite cu nu știu, cu ce, fiindcă vine cu un buchet de flori. Iată, și este întâlnită de muncitori în vestiar, în hala întreprinderii.
Deci noi acolo, tradițional, joia Paștelui, vinerea Paștelui, vindem cozonacii noștri și păsculițele la un preț redus pentru muncitorii noștri. Uh-huh. Iată, rând era, și atunci doamna Sava se prezintă că este reprezentantul Agenției Proprietății Publice, ea vrea să intre, să mă vadă, iată, și se eschivează un conflict pe loc, nu știu din care considerent, mă anunță paza și eu mă cobor, o salut pe doamna Sava, iată, dumneavoastră zice că a venit la mine și vrea să urce până în birou. Deja erau încinse niște conflicte cu muncitorii. Dumnezeu, din spusele muncitorilor, a bruscat pe cineva sau i-a amenințat cu salarii și aici s-au încins spiritele la maxim. Exact. Așa. Și ce a fost mai departe? Ea a venit să vă dea flori ca să vă spună mulțumesc pentru activitate și sunteți liber. Intuiesc că da, fiindcă a venit cu o mapă, cu ordinul de demisie, dar nu s-a reușit să se urce la etajul 3, să-mi pui ordinul pe masă, să-l semnez. Fiindcă din surse neoficiale, nu știu cât e de corect, a venit deja cu alt candidat, fiindcă din conflictul care era ziua aceea, Dumnezeu zice că dă o replică la muncitori, de unde știți dacă noi venim cu un manager poate mai bun decât acesta care este. Și iarăși spiritele s-au încins la maxim, muncitorii erau foarte nemulțumiți atunci când Dumnezeu s-a pronunțat că ea este aceea care dă salarii și atunci deja situația era imposibil de, de a fi controlat. Au ieșit de sub control. Am rugat să se calmeze, dar muncitorii n-au plecat. Ea a plecat acasă? Ea a plecat, da, a plecat acasă. Din informația care o am, Dumnezeu a încercat de câteva ori să intre în sediul întreprinderii. Zilele următoare deja? Nu, între acești zi. Oho. Și am înțeles că nu s-a reușit. Muncitorii erau cu ochii pe ea. Am început o investigație, am discutat cu fiecare în parte și am înțeles că situația a ieșit de sub control. După aia au apărut niște întrebări la Agenția Proprietății Publice în adresa mea, să asigur ordinea. Am zis că situația asta nu o să se mai repete. Le-am promis cel puțin. Așa. A trecut Paștele și ce a urmat? A mai venit doamna cu nou director sau nu? Doamna Savar n-a mai venit. A urmat ziua de 26 iunie. Uh-huh. Unde a avut loc adunarea generală a acționarilor. Unii noi ținem raport și dare de seamă pentru activitatea anul precedent, pentru 2021. Dar vreau să vă zic că la cea adunare generală sindicatele, muncitorii au invitat și televiziune. Au fost foarte surprinși fostul Consiliu, fiindcă ce persistă televiziunea. Am fost rugat ca să vorbesc cu televiziunea și să plece. Zic, nu pot să o fac, dar încerc, fiindcă până la urmă este o adunare generală a acționarilor, este o adunare deschisă, noi nu avem ce ascunde, ținem raportul care este și dar de seamă în activitatea noastră pentru 2021. Vreau să vă zic că din ceea ce am observat pe parcursul acestei adunări generale, trebuia să fie făcut un conflict foarte rapid pentru a denigra activitatea mea,
s-a găsit 4-5 persoane care trebuia să susțină, fiindcă a luat cuvânt o singură persoană de atunci, este fosta directoare de Fabrica 2 și 3, doamna Aliona, Aliona Voronov, cu replici în adresa mea. Dar aici foarte prompt a reacționat colectivul, a zis că nu are dreptate și dumnei s-a retras. Dar în acea zi trebuia să fiu schimbat din informația care o posed. Asta, așa, s-a încheiat și ziua de 26 iunie, da? Și liniște până mai ieri, da? Sau au mai fost tentative ca să vă scoată pe sus de acolo? Nu mai fost tentative, fiindcă dacă să vorbim, mai mult au fost întrebări cu privire la activitatea mea care a derulat timp de 13 luni și cu lupta pe intern, începând la diminuarea cheltuielilor de transport, dacă vreți, la diminuarea costurilor directe și indirecte, fiindcă am concediat circa 14 persoane, să le zic eu așa, toxice, și ele au făcut parte din administrația centrală. Ba chiar cu una dintre însele, după ce am concediat-o, sau trebuia să concediez, că încă nu era concediată pe atunci, am fost chemat la domnul ministrul agriculturii, domnul Gherciu, și mi-a pus întrebări care este cauza. Și am zis că nimic personal, dar informez echipa și vreau oameni profesionaliști. Iată. Deci dumnealui a căzut de acord, întrebări la acest subiect nu mai era, dar asta a fost. Ce își ține de activitatea mea, mă refer la una din probleme acute pe atunci, prestarea serviciilor de transport. Și am fost surprins când am fost chemat la Ministerul Agriculturii, la secretarul de stat, pe atunci președintele Consiliului, pentru întrevedere, și acolo, în birou la dumnealui, se afla transportatorul, reprezentantul firmei care cerea o majorare de tarife. Și am zis că nu pot să fac acest lucru, fiindcă până la urmă nu este argumentat. Deși dumnealui venea că cu ideea că prețurile sunt mari la combustibil și tot așa, pe când le-am zis că calculul arată că tarifele sunt exagerate. Deci, vă rog mult. Tarifele pe care le solicită ei. Da, exact, pe atunci. Și n-a fost înțeles. Dar mi s-a sugerat să găsim în limbă comună cu agentul economic care prestează servicii și asta îmi face, așa asta zice președintele Consiliului, mă înțeles că, mă rog, sunt singur, da, acela care vreau să fac ceva bun, care vreau să îmbunătățesc procesele, care demonopolizez niște lucruri care sunt la frânzeluță. Pe atunci, da, înțeleg că avem probleme de diferit gen și ele trebuie rezolvate pas cu pas, foarte rapid, dar aici apar obstacole. Am depășit și această criză. Cei de la Ministerul Agriculturii vă spuneau dumneavoastră să acceptați condițiile unui agent economic privat? Eu vorbesc de secretarul de stat. Păi da. Care era pe atunci președintele Consiliului. Dar nu e niciun conflict de interes în cazul ăsta? Păi nu știu, întrebați-l pe el. Așa? Bun. Și ați rezolvat problema asta. Ați trecut peste problema asta. Deci noi am organizat o licitație, am făcut-o deschis, am pus-o pe pagina web, am dat anunț în monitor oficial, iată, maximă transparență, am venit cu caietul de sarcini,
Și a participat la această licitație 7, au fost 7 oferte, deci 7 ofertanți. Au trecut criteriul de selectare numai 2 companii. Și în caietul de sarcini noi am indicat să fie pus deci, tariful leu kilogram și nici de cum procent din valoarea mărfii transportate. Fiindcă în momentul când noi am ajustat prețurile la pâine în 3 februarie, bineînțeles că s-a ridicat și plata care percepea transportatorul. Dar compania Franzeluța nu are propriul transport? Compania Franzeluța în 2010 poseda de 100 de mașini, dintre care sprinterii erau mercedesuri, erau la 40 de mașini. Așa. Viabile, care transportau producția noastră. Era pe atunci insuficient acest număr de mașini. Și acest transportator prelua rutele care nu erau acoperite de Franzeluța. A trecut ceva timp, s-a schimbat director general, a venit altul, se adevărește că Franzeluța nu mai are unități de transport. Aflu că unitățile de transport au fost date în arendă. Cui? La acestui operator. La acestui prestator de servicii. El le-a luat, transportul în locațiune și plătea arenda. După aia, încetul cu încetul, le-a și cumpărat. O să dau bani de la The Hyatt. Domn director, trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domn director, dar dumneavoastră azi, 23 februarie, ora când înregistrăm noi emisiunea, 13:47. 23 noiembrie. Ce scuză. Sunteți șomer? Din decizia care a luat-o Agenția Proprietății Publice, sau mai bine zis Consiliu, sau Comisie de Selectare, că e același Consiliu, reiese că da. Așa, noi avem o știre de câteva zile încoace care sună în felul următor. Franzeluța are un nou director, este vorba despre Andrei Beșliu. El a acumulat cel mai mare scor din cei 4 candidați admiși la etapa de interviu în concursul pentru funcția respectivă, anunță Agenția Proprietății Publice. În opinia dumneavoastră, concursul a fost ca și cel pentru ocuparea funcției de șef la Procuratura Anticorupție? Sau totuși el a fost un pic altfel? Dumneavoastră s-a candidat. Exact. Și ați pierdut. Am candidat și am pierdut. Deci aici apare multe întrebări de suspiciuni. Deci regulamentul este făcut de Agenția Proprietății Publice, deci de fondator. Membrii Consiliului devine echipa de selectare a directorului general. Deci tot ei sunt acei care organizează acest concurs. A fost două etape. Prima etapă trebuia să dai planul tău de dezvoltare a întreprinderii, CV-ul, și dacă treci într-a doua etapă, de interviviere. Din 5 candidați am trecut 4. Și aici apare întrebări de suspiciuni. Din 5 candidați, trec 4 și din informația neoficială pe care o cunosc, unul dintre ei 4 are antecedente penale. Și atunci întrebarea mea către Comisia de Selectare, au făcut ei o solicitare la organele abilitate de control pentru a afla care este situația cu fiecare candidat care a trecut în turul 2. Deci un test de integritate. Mai mult ca atât se zvonește că cineva a adus și o pungă
la APP. Și atunci cred eu de atâta și cineva trece în turul 2. Dar îmi pun că nu era pâine, nu? Nu știu. Nu mă ei cunosc. Bineînțeles că nu era pâine. Pâinea este ieftină la ziua de astăzi, deși pare scump la 6,20. Ok, și mai departe cum? Deci se desfășoară pe data de 15 noiembrie concursul. Trecem intervievierea și eu aflu la două zi că nu am trecut. Deci din mass media, nu că nu am trecut, nu sunt câștigător. Că este câștigător domnul Beșleu Andrian. Da. Am așteptat să se mi comunice conform regulamentului argumentul că nu am trecut. Sau în științare cel puțin. Acest lucru trebuie să fie făcut în două zile. Nu am primit această înștiințare. Și atunci am venit cu o scrisoare către ei și am zis că vreau să știu care a fost criteriile de selectare. Vreau să văd fișa de evaluare pentru prima etapă, cei care au trecut și care este punctajul. Aș fi vrut să văd care este fișa de evaluare pentru a doua etapă. Este un concurs public și logic ar fi să-l pui pe site, așa cum cere Agenția Proprietății Publice noi să monitorizăm rezultatele noastre, păi de ce să nu facă și ei? În final, ei îmi dau răspuns ieri la 16.56 că conform articolului 53, alineatul 2, deci candidatura mea a fost respinsă. Imediat mă uit în regulament și îmi dau seama că nu am acumulat punctajul necesar pentru această funcție. Vreau să zic că o să contest și mai departe și dacă o să trebuiască, o să ajungem și în instanță de judecat. Fiindcă atunci apar întrebări. Deci regulamentul este făcut de Agenția Proprietății Publice. Consiliul devine comisie de selectare și tot Consiliul evaluează și verifică fișele de evaluare care tot ei le-au întocmit. Aici sunt multe, multe întrebări care cred că nu numai eu, dar și telespectatorii, cât și muncitorii noștri de la Franzeluța vreau să cunoască cum s-a desfășurat concursul. Vreau să vă zic că probe video nu sunt. Să vedem dacă sunt și probe audio. Este ceva normal la așa o funcție și trebuie respectate toate condițiile. Care sunt pașii dumneavoastră următori? Iată, ieri ați aflat, azi cred că n-ați reușit să faceți mare lucru. Mai departe, ce urmează să faceți, să întreprindeți? Să tac în instanță decizia lor. Domn director, haideți altfel. Iată, pe mine, nu. Dar de ce a fost așa o reacție a colectivului atât de dură împotriva noului director, domnul Beșliu? Proteste zi de zi au loc la Franzeluța. Știți, eu ce aș răspunde simplu, întrebați-i pe ei sau veniți la protest și să-i auziți. Muncitorii sunt disperați. Ei au lucrat foarte mult timp la salarii mici. A lucrat 24 de ore, 7 zile pe săptămână. Au trecut perioada grea de pandemie. A rezistă la tarifele mari, la energie, la resurse energetice, la inflația care este acum. Și atunci când în februarie noi reușim și ridicăm salariul muncitorilor cu 13,7%. Ni se reușește să ridicăm salariul muncitorilor la 1 octombrie încă cu 20. Deci ei au avut un gât de aer proaspăt și înțeleg că întreprinderea asta poate fi salvată. Întreprinderea asta nu este al lui Matcov sau altcuiva, întreprinderea asta este a lor.
Și atunci ei au ieșit la grevă în susținerea mea. Nu i-a rugat. Deci, nu a fost colectivul, nu luptam pentru această întreprindere, deși mă doare, de ce ce se întâmplă, și ne-am apucat de treabă. Ne-am așezat și ne-am apucat de treabă. Am format echipă, am luat oameni profesioniști în domeniu, oameni cu experiență, oameni care ceva vor să schimbe și ni se reușește. De ce guvernarea nu vă vrea în fruntea Franzeluței? Bună întrebare. Aici, iar trebuie să îi întrebăm. Sunt probleme care mult mai mari. Și atunci, poate, problemele Franzeluței nu sunt așa de importante la ziua de astăzi. Dacă să discutăm de tarifele la energie electrică, la gaze, la inflație, la migranții care sunt, ajutoare materiale și restul. Și atunci, noi ne aparținem nouă însumi. Descurcați-vă cum vreți. Bine o facem, nu avem pretenzii, o facem, dar dați-mi voie să lucrăm. Fiindcă am elaborat plan anticriză, am ridicat prețurile la produsele noastre de export, am optimizat sortimentul produselor noastre. Vreau aici să mă folosesc de moment și să zic că Franzeluța face numai pâine. Coace numai pâine. Produce turte dulci, și biscuiți, în volum de 180 de tone pe lună, produce 120 de tone de covrigei, produce 100-120 de tone de torte, produce paste făinoase. Aici avem o capacitate enorm de mare, de circa până la 500 de tone pe lună de paste făinoase noi putem produce. Dar nu avem piață de desfacere. Și atunci volumul nostru și cota noastră pe piață este una mică. Fiindcă pastele făinoase de import sunt mai calitative, zic așa, din grâu durum, dar și a noastră nu face, nu sunt mai rele. Deci noi ne poziționăm aici la middle cost și middle calitate. Iată. De ce nu ne vrea guvernarea? Eu zic că ne vrea, dar nu are timp să tragă atenție la ceea ce se întâmplă la noi. Și atunci, simțind acest lucru, Agenția Proprietății Publice, împreună cu Consiliul, își fac mentorile care le fac. Își pun, sau încearcă să-și pui omul lor. Mă rog, nu am nimic împotrivă, dar vreau să știu dacă concursul a fost efectuat, a fost desfășurat legal și pe care criterii și principii și de ce el nu este unul public la ziua de astăzi. Domnul Beșliu de astăzi este nou director, el este la muncă, da? Șef cu acte în regulă, nu? De la muncă vin eu. Cum adică? Acum eu vin de la combinatul sa Franzeluța. Astăzi am mai semnat niște contracte, am angajat încă 5 muncitori, fiindcă avem un deficit de cadre, peste 80 de persoane. Pe când intră în vigoare numirea domnului Beșliu? Nu cunosc, întrebați pe ei. Noastră, ați fost azi la muncă? Eu vin de la muncă și vin în timpul mes. Cine e director la Franzeluța, domnul director? Bună întrebare. Haideți să vă întrebăm un pic altfel. Iată, toată operațiunea asta durează din aprilie anul trecut. Eu mă laud pe bune. Eu în colectivul ăsta chiar stau bine, mersi. Eu mă împac cu toți, toți mă iubesc pe mine și eu iubesc pe toți. Și chiar stăm foarte bine. Eu nu cred că există vreo persoană care să aibă antipatie față de mine în acest colectiv. Dar dacă șefii mei, patronii canalului meu, ar dori să aducă pe altul aici, eu nu m-aș opune. Ăștia-s patroni, ei hotărăsc, ei decid și ce să mai zic, certiu-și cu dânși. Și aș pleca. Guvernarea vrea un alt director. Atât. Așa e decis.
așa vrea ea, ca, pentru că ea e guvernare și asta e Republica Moldova. Dumneavoastră, de ce nu faceți exact așa cum aș fi făcut eu, de exemplu, în cazul M4, de exemplu? 20 de ani de experiență, aflându-mă în acest colectiv, văzând cum ei muncesc, sunt persoanele cele care au pătimit. Nu pot să ies. Nu de atât că vreau eu. Da, că de mult poate aș ridica și eu mâinile. Dar eu nu pot să-i dezamăgesc. Ei mi-au dat un vot de încredere. Și au zis că noi vrem să muncim împreună cu dumneavoastră. Sâmbete, duminice, în afara orilor de lucru, deci facem excepție aici, da, cu acordul lor, bineînțeles, pentru a îndeplini cererile, a face planul și a primi la sfârșit de lună salariu. Și atunci eu sunt acela care trebuie să apăr interesele angajaților de la Franziluță. La dumneavoastră este mai simplu. Deci aveți patron și în spate nu aveți persoane care îi ghidați. Persoane care trebuie să fiți responsabili. La timp să primească salariu. La timp să discutați cu ei atunci când au probleme de diferit gen. Eu vreau să vă zic că la ziua de astăzi Franziluța, muncitori, foarte mulți muncitori, își iau microcredite. Și intră într-așa o problemă financiară, fiindcă nu pot ieși din ea. Se refuză de cartelă și vreau să ridice banii la vestirie în casă la întreprindere. Bani cash pentru cumva a supraviețui. Și se angajează o persoană de vârsta a treia, că nu le se ajunge, pensiile sunt mici. Fiindcă discutând cu ei, care este motivul, văzând că au la 60-70 de ani și se angajează, înțeleg că nu le ajunge. Și sunt angajați la lucruri de puitor, ambulator, ceva mai ușurel. Dar avem necesitate de forțe de muncă. Și atunci nu pot să-i dezamăgesc. Trebuie să continui și o să merg până în pânzile albe, da, să aflu adevărul. Și atunci când o să fie tot legal, să fie așa cum s-a hotărât sau cum s-a luat decizia. Nu mă opun eu, da? Deci mă opun pentru colectivul acesta care are încredere în mine. Dar ne-am prilea încoace. Cineva de la guvernare a ieșit la dumneavoastră să vorbească cu dumneavoastră? Nu. Dar dumneavoastră să încercați să-i scrieți o scrisoare, de exemplu, Maia Sandu sau Natalia Gavrilița? Cu care motiv să-i scriem? Că la noi, la Franziluța, avem probleme și noi le rezolvăm de... Noi personal le rezolvăm împreună cu Consiliul. Dar intuiția vă spune că care este numele și prenumele persoanei care a decis că dumneavoastră trebuie să plecați și să vină altă persoană la Franziluța? Cineva totuși hotărăște în țara asta ceva. Bun, eu nu cred că s-a trezit Maia Sandu și spune că ea vrea să aibă șeful ei la Franziluța. Deci nu vorbim acum de Maia Sandu sau de doamna Gavrilița, nu. Eu cred că aici este decizia Agenției Proprietății Publice. Am fost profund mirat atunci când la una din secvențe, la una din emisiune, domnul Cozonac s-a expus că cererea de demisie el o avea la dânsul mână, cererea mea de demisie și el a rupt-o. Din aprilie atunci, da? Cererea cică din aprilie. Posibil, da, prin aprilie, mm-hmm. Da, era. Și eu care știu că nu am scris nici o cerere de demisie și atunci când director general Agenției Proprietății Publice face așa declarații, a zis că nu e bine ce se întâmplă. Dar am trecut și peste asta. Eu citeam, nu știu unde, un politician declarat la Chișinău că scopul ar fi dorința guvernării de a privatiza Franziluța. E valabil un atare scenariu sau este imposibil? Hai să începem de la ceea că societatea pe acțiuni Franziluța
cândva istoric a avut 5 fabrici. Și atunci, să vă zic eu că prima fabrică a fost închisă, mi-aduc aminte anul, în timpul Filat. Și asta a fost fabrica numărul 4 de pe uzinilor. Așa. Scopul fiind care? Atunci se recomandă să fie făcută o evaluare a acestei întreprinderi pentru optimizarea cheltuielilor pe care le suporta pe atunci Franzeluța. Și vine o firmă cum ar fi BCI și face evaluarea și zice că liniile voastre de pâine lucrează la capacitate de 60%. Noi vă propunem să închideți o fabrică și să încărcați liniile la capacitatea de producere la 100%. Și aici a fost greșeala cea mare, că conducerea pe atunci a acceptat acest lucru. A acceptat sau a fost impuși să accepte acest lucru. Dar fabrica 1 s-a închis. Și atunci noi am pierdut o cotă de piață în produsele noastre. Mă refer la produse de panificație. Nu trece mult timp, sau câțiva ani mai trece, și se închide și fabrica numărul 1 de pe Columna, vis-a-vis de Bucurie. Și atunci întrebarea în felul următor. Ce se dorește? Să se închide și următoarele 3 fabrici? La Botanic avem 3 fabrici. Fabrica numărul 2 este concentrată pe producerea produselor de panificație, în special pâine. Fabrica numărul 3 se produce cofetărie și panificație. Și fabrica de paste făinoasă este axată numai pe cofetării și covrigei. Deci, cum ai zis, paste făinoase, tort de dulci, biscuiți, napolitani, covrigei. Și vă descurcați cu aceste 3? Ne descurcăm. Deci înseamnă că a fost rațional să închidă cea de pe uzinilor și cea de pe Columnă? De ce? În momentul când închizi o fabrică, tu închizi și capacitățile de producere. Pe atunci Franzeluța producea și realiza 150-160 de tone de pâine, având o cotă predominantă pe piața Republicii Moldova. La ziua de astăzi, după aceste restrângeri, să zic așa, optimizări, cota noastră este de 65-70 de tone de pâine. Pe zi? Pe zi. Mm-hmm. Mai puțin tone, mai puțin bani la bugetul de stat. Exact. Am dat voie să dezvolte la concurenții noștri, cum ar fi Milina, Șapte Spici și restul. Astea sunt consecințele. De aia, dacă ne întoarcem la întrebarea dumneavoastră cu privire la privatizare, păi până a privatiza patrimoniul statului, trebuie să invoci prima că este un management defectuos, trebuie să ai rezultate negative, da? Trebuie să-l scoți de acolo, trebuie să-și pui omul care o să exercite cei ce o să le spune de sus și o să duc întreprinderea la faliment. Și atunci deja se poate de vorbit și de privatizare. Deci asta este pericolul la ziua de astăzi. Franzeluța la ziua de astăzi produce pâine socială. O vinde cu 3 lei. Sinecostul la pâine socială la ziua de astăzi este de 11 lei. Serios? Exact. Deci noi suportăm pierderi din contul nostru. Noi suportăm pierderi de pe umerii salariaților noștri. Dar statul nu compensează? Statul nu compensează. Și nu este niciun act legislativ la acest capitol care să ne impui să producem pâine socială la prețul de 3 lei. Dar de ce o faceți? Am preluat întreprinderea cu aceste tradiții, susținem păturile social vulnerabile, susținem nu numai guvernările care au fost, dar și aceasta actuală, fiindcă Franzeluța este o întreprindere apolitică. Noi facem pâine și nici de cum nu facem politică. Și atunci susținem
pătrului social vulnerabil, cu bunica aceia care se comercializează în comerțul nostru de firmă. Venind în coace, mi-a venit o sesizare de la Agenției pentru Protecție Publice, semnată de doamna Tatiana Sava, că au parvenit două reclamații de la magazinul din sectorul Boiucani, că nu li s-a ajuns două pâini. Fiindcă maximum ce poate putem da la mână, la fiecare cumpărător, câte trei pâini. Nu li s-a ajuns. Luăm decizie, mâine o să dăm câteva ales mai multe ca să ajungă. Înseamnă că a crescut cererea. Și dacă a crescut cererea, asta nu e vina franzeruții. Asta e vina situației social-economice din țară. Dumnezeu a spus. Dumnezeu nu trebuie să spuneți asta. Nici eu nu spun. Îmi dau, presupun că așa e. Dar... Știți că a fost recent un scandal care s-a încheiat cu canalele Telegram ale oficialilor la Chișinău? Numele dumneavoastră pe acolo nu l-ați întâlnit? Unde îți vorbească, vă dă afară, nu vă dă afară? Nu l-am întâlnit. Ei bine, ei, măcar dumneavoastră s-a scăpat. Mulți n-au scăpat. Dar, iată, dumneavoastră spuneți că prețul real al pâinii sociale este de 11 lei, care acum se vinde cu 3 lei. Sine cost. Adică pe piață trebuie să o vindeți cu cât în general? Noi ne străim, spunem, o rentabilitate de 1%, jumate, 2% până la 3%. În momentul când noi, mă întorc iarăși la data de 3 februarie, când noi am ridicat prețul la pâinea noastră, imediat a venit fiscul peste noi și ne-a controlat. Și mare mirare lor era că noi nici atunci nu eram profitabili. De ce? Fiindcă unele produse, cum e pâinea socială și alte pâini, unii nu ne-am permis să ridicăm prețul la așteptările noastre, le-am compensat prin alte produse, cum ai zis, da? Produse de cofetărie. Și am ieșit cu un rezultat pozitiv. Mm-hmm. Noi nu suntem aceia care, da, vrem să facem milioane. Noi înțelegem situația la ziua de astăzi, cu care se confruntă populația, cu criza energetică, cu inflația. Apropo, când am preluat întreprinderea, pe atunci era în anul 2021 inflația de 10%. Pe parcursul anului 2022 inflația de 30%. 35%. Deja aproape. 35%, ok. Păi vreau să vă zic că rezultatele noastre nu sunt, nu pot zic, mai rele ca anul trecut, dar acțiunile care le-am făcut, acțiunile de anticriză, ne-a permis să supraviețuim și la ziua de astăzi și avem toate șansele să păstrăm această întreprindere și să înțelegem că până aici au fost tarifele, da? Și ce măsuri putem face mai departe. Ce constrângeri, da? Pe care sortiment ne bazăm, ce putem automatiza tehnologic și unde ne mai reducem din cheltuieli. Am propus să punem panouri solare, dar nu acoperă necesitatea noastră în totalmente la energie electrică, dar oricum este o economie care la sfârșit de an o să dai beneficii. Și calculul nostru a arătat că a patrulea an deja noi cheltuielile începem a le întoarce. Deci o investiție, noi am estimat, deci, la o putere de 300 de kW, proiectul ne costă în jur la 4.600.000. Și aici trebuie să identificăm mijloace financiare și când putem face investiția. Dar asta o să facem iarăși transparent, legal, să trecem prin concurs, obținem și acordul Consiliului și atunci... Despre care planuri vorbim? Dumneavoastră vă dat afară, domnul director. Eu sunt optimist. Vin astăzi de la lucru și mâine la ora 8 iarăși plec la lucru. Regizorul meu e optimist, el vrea publicitate ca să avem bani din reclamă, așa că îi dăm cezalul ceea cezalul și revenim, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor.
Așadar, domn director, haideți să continuăm. Domn Gunța, eu îmi cer iertare că vă întrerup, dar mi-am amintit și vreau ce să fac o remarcă, să mă întorc la ceea că în Consiliu, la ziua de astăzi, nu se regăsește un reprezentant din partea acționarilor întreprinderii Frânzeluță. Asta este o acțiune în timp care s-a făcut anterior de Consiliul precedent, unde candidatura noastră a fost respinsă sub pretextul că au fost găsite careva semnături false. Consiliul a respins candidatura noastră și la ziua de astăzi noi nu știm ce să facem în Consiliu. Noi ne avem copia proceselor verbale. Bine, ok. Dar cel puțin măcar extrasele din procesele verbale să ne le prezinte. Și atunci, la ziua de astăzi, Consiliul face ceea ce vrea. Dar cine sunt membrii acestui Consiliu care decid tot? De unde vin ei? Și cât să-ți iei în general? Deci, cum a zis, domnul Gherciu Sergiu este de la Ministerul Agriculturii, doamna Cristina Ceban, Ministerul Economiei, Verelia Lazar face parte din guvern, Vladimir Arachelov face parte din Ministerul Finanțelor, Svetlana Hamurari, Măriuță, mă iertați, face parte din Agenția Proprietății Publice și domnul Gheorghe Prolific face parte din reprezintă acționari. Deci aici s-a dat lupta între reprezintă acționarii, totuși, spuneți da. Că reprezintă reprezintă acționarii, fiindcă noi am înaintat candidatura noastră. Dar s-au găsit 3-5 firme care și-au unit acțiunile sale și au înaintat din partea acționarilor candidatura aceasta. Deci tot ce se întâmplă la Frânzeluță decide aceste persoane care sunt parte a guvernării actuale. Da. Da, eu nu vă invidiez deloc. Bine. Eu, acuși mai discutăm și despre noi. Și eu voiam să vă întreb ceva așa mai amplu, mai global. Se știe că cu cât este mai săracă o țară, cu atât mai multă pâine se consumă. În Moldova se consumă multă pâine? Sau nu putem afirma asta? Nu putem afirma acest lucru, fiindcă aici trebuie de luat în considerație factorul demografic. Uh-huh. Și trebuie să luăm în considerație preferințele consumatorul. Cineva iubește pâine de la Frânzeluță, cineva de la concurența noștri. Și atunci nu poți să îi impui. Gusturile sunt diferite. Deja generații întregi s-au deprins cu o altă pâine. Că se consumă mai mult, este cerere. Este cerere spontană. Se cunoaște că în vară se consumă mai puțină pâine. În timpul de toamnă, iarnă, primăvară, mai mult, e greu de afirmat. Deci avem o constantă și dacă vorbim de volumul planificat a societății pe acțiuni Frânzeluță pentru producerea pâinii pe tot anul este de 22.400 de tone. Împărțiți la 12 luni și o să vedeți cam consumă. Domnul director, da, iată, dumneavoastră spuneți, voiam să vă întreb, să continuăm prețul, discuția cu prețul pâinii sociale. Peste 11 lei, da? Până la 12 ar fi prețul pe piață. Costul, da, ar fi. Dar ceea ce avem noi la ora actuală, da, s-a scumpit tot ce s-a scumpit și mai scumpește energia electrică. Încă urmează să scumpească, ce ține de gaz nu se cunoaște, dar deja e 30 de lei. Prețul real al pâinii comercializat de Frânzeluță este cel cu care este comercializat sau trebuie alt preț?
Trebuie alt preț. Și care ar fi el? Aici cred că nu o să vă dau răspuns, deci n-aș fi vrut să dau această informație, fiindcă până la urmă vă dați seama că și concurenții noștri ne privesc. Uh-huh. Dar ceea ce vindem la ziua de astăzi este sub sinecostul de producere. Sub? Vorbesc de pâine. Și totul se acoperă din datorită la celelalte produse pe care le vindeți? Parțial. Deci un minus care îl generăm noi, parțial este acoperit de alte produse. Da, așa cât să o întindeți? Că nu puteți să o întindeți așa la nesfârșit. Noi trebuie să am întins-o până acum și vedem ce facem mai departe. Dar vrem să ne apreciem ce facem. V-am zis că am elaborat un plan de anticriză. Planul acesta de anticriză ne-a permis să facem niște economii circa de 11 milioane de lei prin majorarea preselor la cofetărie. Am restrâns careva acțiuni, am diminuat din personal auxiliar și vom continua să o facem. Dar totodată vreau să vă zic că problema personalului persistă. Celui care este antrenat în producere. Și sunt acei care sunt, dacă vreți, să putem să-i numim eroi zilei. Ei sunt pe prima linie. Ei sunt acei care primesc salarii mici. Ei sunt acei care stau la cuptoare. Ei știu cum să... Doamnelor și domnilor, precum vă spuneam la începutul emisiunii, noi am înregistrat-o, dar nu până la capăt, pentru că știți deja și dumneavoastră, în toată țara sau într-o mare parte a țării s-a deconectat lumina și astfel n-am putut duce emisiunea până la final, dar invitatul ne-a zis că mesajele principale le-a transmis, așa că atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a Patra, să trăiți frumos și bine, să aveți lumină și să vă văd mândri.